Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru, omul care promovează Maramureșul. Lăudăm pe Iisus pentru mureșenii mei dragi. Salutul nostru tradițional. Astăzi suntem la Târgul de Țară de la Sighetul Marmației. Târg de Țară care se ține o singură dată, așa cum am spus, de fiecare dată, doar o singură dată pe lună se ține. În prima zi de luni, de la începutul lunii. Astăzi suntem în 1 iulie, zi de luni, deci doar astăzi va fi târg, după aceea nu va mai fi luna aceasta, doar în următoarea lună. Deci în prima zi de luni, a fiecărei luni, a începutului de lună. Vă doresc vizionare plăcută, nu uitați dacă vă place ceea ce fac, să dați un like, o abonare și o distribuire pe la prietenii dumneavoastră. Vă doresc vizionare plăcută, haideți să vedem ce reușim să surprindem ceva frumos. Bună ziua, ia dumneavoastră? Cât cereți pe aia dacă nu vă supărați? 50. 55.000 de lei, așa? Câți ani are? 4. 4 ani? Lapte cât dă? Aia făta? Frumosă văcuță, să aveți noroc la vânzare bună, Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Și cai, tăta dumneavoastră? Al domnii, fain cai! Mamă, ce frumos ca! Și cealaltă văcuță, tăta dumneavoastră? Aia cât e? 50. Aia cât lapte, dacă văd care pur pe mai mult? 12 litri. Amen, bun. Niște văcuță tinere, frumoasă. 5.000 de lei, costă 50 de milioane. Omul zice că dă 12 litri de lapte, am și dacă nu dă 12, dar 10, sigur dă. Un târg mare de țară. De data asta poate reușim să filmăm ceva frumos, câteva imagini plăcute, niște căpruță faine aici, două căpruță, cai foarte mulți, așa ca de fiecare dată, de fiecare dată la fiecare târg, foarte mulți cai. La fiecare târg, cai predomină. Acolo văd o pereche de surf, fain, merem să-i vedem. Foarte frumos cai. Aici o pereche de cai fain, o pereche de muces fain, foarte frumos. Mi-o părăte faină de cai care mi-a sărit în ochi până acum. Merem să vedem ce mai reușim să filmăm. Aici o mânzoc fain. Aici, oameni dragi, un băiat care cântă fain la trâmbiță, cred că și cunoașteți. Poate l-ați mai văzut pe TikTok, un meseriaș la trâmbiței. Mă bucur că obiceiurile astea în Maramureș încă nu se pierd, încă rămân datorită acestor tineri. Foarte frumos, oameni buni, datorită acestor tineri, tradițiile în Maramureș încă nu se pierd. Așa cum am zis de fiecare dată, foarte mulți cai, foarte multe vaci, să vedem ce mai reușit să filmăm. Îți de vânzare, domnul? Da. Cât costă? 10.000. 10.000, amândoi sau unul? Amândoi. 10.000 de euro, așa? Da. Frumos cai, să aveți noroc, vânzare bună. Frumos cai, o pereche de cai frumos. Uitați ce frumos arată. O pereche chiar faină de cai. Ăștia mi-au sărit prima dată în ochi. Bună ziua! Bună, domnule!
Cât costă o căldare de asta? La ce preț? De 300 și eu. 300? Nu, mă întreb ca să știu oamenii care vreau să cumpere. E aluminiu, domnule. Știu, foarte faină și foarte bună. E acela mare. Și astea mari? A. Astea cât e una? Asta, groasă. Aia, cât e? 10 milioane. 10 milioane, 1000 de lei, așa e? Nu, că eu nu mă întreb ca să știu oamenii care au oi, care au și care vreau să cumpere. 8, să știu 10. Preț. Și asta de mulți, găleata? 100, a. 100 de lei? Ne. Ieftin, e pămană, la câtă muncă e pe aia. Pe muncă, la ciocane făcută. Uh-huh. Cât îmi dai pe cea mare? Nu, eu nu cum, eu numai ca să știu oamenii. Păi spune, trimite-le aici să le dau. Ți-i trimit aici, în târg, la Sighetul Marmației. Să păi vine. Să vine ască. Uh-huh. Mulțumesc, cum. Aveți vânzare bună, doamne dragă. Bună ziua. Să trăiți. Faine clopoți aveți, ca de fiecare dată. La ce preț e aceea? La ce preț e, ca să știu oamenii? 250. 250? Da. Mai ieftin așa? Sau e acolo ple... Aha, aha. Ca să știu oamenii cam cum îți prețurile cu... Vai, dar ce fain cântă! Da, mândrânia! Astea cântă! Aia și mai fain cântă! Nu, ai să vezi și astea la alte mai micuruțe... Alea la ce preț? 120. Da, da, da. Bune. Bune și faine și cântă fain. Mama, dar ai pe cele pune. Asta e că încet nu mai aveai pe cele pune, mă, Tiencă. Pe câini și pe mâzi le-o pune. Hai, da, ce fain. Alea la ce preț? Astea 150. 150 bucata, așa? Da. Nici nu știi ce să zici, la câtă muncă-i pe ele. Da. Da, și materialele scumpe acum, atât e să o scumpi. Da, domnule. Da, aveți perfectă dreptate. Fac așa ca să știu oamenii că te mă întreabă să spun prețurile. Aici este, aici este mare. Este, ia. Au din ce alege tot ce vreau. Da, avem și de alamă. Balestă. Da, astea de alamă câte? Astea 250? Da. Astea sunt un pic mai scumpe, că e materialul mai scump. Da, tare scumpă. Material. Hai, clopot, e mulțumesc frumos, vânzare mulțumesc bună să aveți. Mulțumesc, domnul. Ce marfă faină, oameni buni, ai la târgul de țară, de la Sighetul Marmației, cei care au animale, da. Curele, tot ce vrei. Avram Iancu de la Sălaj. Avram Iancu de la Sălaj. Da. Mă, domnul, chiar. De la Sălaj? Chiar de la Sălaj da, veniți? Da, chiar de la Sălaj. Da, da, da. N-ai, nu. Aveți un pic de drum de venit până aici la noi? Noi avem, serpentinele, urcăm. Măcar vinde ceva, să vinde ceva sau nu prea au oamenii bani? Nu prea au oamenii. Slab, așa e. Slab, da. Stai-te să-ți cumpezi, stai-te să... Spune să vine, să le dau căldările, spun, doamne, spun eu de fiecare dată când vin, le spun la oameni să vină aici la Sighe, la târg, să cumpere, că aici e ieftin și bun, marfă ieftină și bună. Da. Doamne ajută, mulțumesc frumos, nu mai vine. Vânzare bună să aveți. De vânzare, vindeți? La ce preț? 1800 de lei și 2000. 1801 și 2000 celălalt, așa-i? Berbeci, fain, să aveți vânzare bună, Doamne ajută. Fain, berbeci. Alo, frate! Pace, frate! Pălării, oameni buni, și de femei, și de domne, tot felul de pălării și de vânători. La 100 de lei bucata. Domnul, n-are puticala? Nu. I-am cumpărat o curea de la doamna asta. Cât a fost? 4. 4. Curea originale, doamna asta face cele mai bune curele. Dar nu găsește așa ceva, nici târgul lăpuș, Sighetul, tot. Astea curele chețin. Mult și bine. Poate tracalul. Da, pe cuvânt e, nu uite ce casă. Nu. Eu știu că am mai filmat-o pe doamna, să rămână, doamna. Are de la Târgu Lăpus sau de unde ați că vine? Am reținut bine. Marfa adevărată. Uite aici. Ce negutite, da. Mai lasă. Cât e grosă. Lucrate, să vede câtă muncă e pe ele. Da. Uite aici, nu? Când îți rumpe un câine o cura de asta? Asta la ce preț, doamnă? 120.
120? Se mai negociază sau fix? Fix, așa-i? 120, oameni buni, dar la cât e grosă și la cât e lucrată? Toată cu 100 cu da, mână. Toată cu 100 manual. Și deci rânduri. Eu zic că își merită banii cu vârf și înghesa. Mulțumesc frumos, vânzare bună să aveți. Sănătate, Doamne ajută. Brâuri. Brâuri pentru cei care au probleme cu coloana. Și eu am un astfel de brâu, că am hernie de disc. Și am un astfel de brâu. Durele frumoase. Pe ce vrei găsesc la Sighetul Marmației, oameni. E un târg mare. Bineînțeles, așa ca de fiecare dată, nu se poate să vii la târg și să nu mănânci un mic. Pentru că la târg e cei mai buni mici, numai că ia, e plin la mesă, nici n-ai loc, m-aș duce și eu să mănânc doi mici. Da, nu prea sunt locuri. Servus! Ce faci, directore? Am venit la să mănânc cu mici, nepotul. Să străiască nepotul, Doamne ajută! Dă-ne un tip aici, filmez. Am văzut că ai avut ceva pe acolo. Am vrut mere, dar n-am avut timp. Dar oricum îi treci odată pe la tine când îi fiche sun. Servus! Costă 60 de lei, costă. Bună ziua, doamne! 60 de lei, o costă. Cutii, ia scuță 10 lei, 15 lei, tocuri. Lașa să le încerci să pui cutia. Lucruri ieftine, de calitate. Tot ce vrei. Să vedem, eu m-avea loc să merem să mâncăm și doi mici. Mamă. Pune-i că vin acum. Ce ți-i plătesc acum. Mamă, ce treabă bun om, bun cât de frumos, miroasă. Aici atât ce vrei găsești la târgul de țară, de la Sighetul Marmației. Mamă, bunătate, merem și gustăm și doi mici, că nu se poate să vii la târg fără să mănânci doi mici. Sperăm că găsim, cred că ia două mese, mai sunt libere, merem până nu se ocupă. Oameni buni, am luat și doi mici. Că nu se poate să treci prin târgul de țară, de la Sighetul Marmației, să nu mănânci doi mici, pentru că aici cei mai buni mici, ca întotdeauna. O să gustăm, să vedem cât sunt de buni. O costat 8 lei, 4 lei bucata. Nu s-a atât de scump, de acum să vedem și cât sunt de buni, sperăm să fie buni. La mesă e plin, oameni buni. Ia uitați, și aici și dincolo, plin de oameni, nu ai loc unde să stai la mesă. Da, oameni buni, așa cum am zis, am luat și doi mici, să vedem și cât îți e bun. Da. Sper să nu se miște masa asta, că am mișcă masa asta. O să iau cu mâna, m-am spălat înainte pe mâini. Mamă. Oameni buni, chiar sunt foarte buni. Eu merita 4 lei bucata. Grozav. Mie-mi place ca mici întotdeauna să zămâiască. Mamă. Eu ia-s mici care zămâiesc în strâng. Acum mi-a pus băiatul și pâine, dar eu nu o să mănânc pâine. Dar mici, să știți că-s grozav, merită 4 lei bucata. Și așa cum am zis, nu poți să treci pe târgul de țară de la Sighetul Marmației din Maramureș și să nu mănânci și doi mici. Mamă, la ce bun e. Nota 10 cu felicitări. Nota 10 cu felicitări, foarte bun mici. Grozav. Oameni buni, nota 10, niște mici de nota 10. Deci așa bun mici mai rar am mâncat. Deci nota 10 pentru mici de la băieții ăștia. Uitați, ia să și vede că e plin la mesă. Niște mici de nota 10. Doamne ajută! Vânzare bună, numai bine, băieți! Bere, ia la halbă. Găsește ce vrei. Mai merem un pic până la ieșirea din târg, să vedem dacă mai reușim să filmăm ceva. Din mare am cam surprins tot. Cereale pentru animale. De ce vrei? Aici cereale pentru animale. Deschis de acolo. Pentru toate animale, grâu, farină, mălai, orz, ovăz. Un târg mare de data asta la Sighetul Marmației. Oameni buni, aici un domn care face nu numai pălării, și iarna face și cujme.
pacujbe tradiționale, de piele, de miel, de caracul. Dar de unde veniți, dacă nu vă supărați? Eu stau în Siget, dar departe, din Alba. A, din Alba. Nu mă stați aici, da. Pacăciul de astragan original. Ne spuneți câteva prețuri la pălării, ca să știu oamenii. De exemplu, asta de la domne. 20 de lei, 20 de lei de copii, de bărbați 20 de lei. Apoi nu scumpe, de pomană. La îndemână oricui. Ca să trăiască tot omul, da. Și săracul și bogat. Exact, exact. Să cumpere nu numai bogat, ci și săracul. Și astea de paie? Astea mai... Aia nu-i de paie, aia de paie sunt mai scumpe. Da, alea acolo-s de paie. Aia-s de paie. Și astea din ce material sunt făcute? Astea-s de material, de stofă. Da? De stofă, da. Servus. Vine aici. Astea-s de paie, oameni. Astea-s de paie. Am greșit eu. Astea, dragi-mi, râs de paie. Astea din material. La pălării, pentru prețul, pentru buzunarul oricui. Și ieftine. Fiecare își... Oamenii se întâlnesc în târg, socializează, cumpără. Așa, ce târg mare. Mai văd niște berbeji dincolo. Merem să-i filmăm și pe aia, după care cred că o să închidem. E deja din mare, am cam filmat tot. Aici am niște berbec. Un berbec fain mare. Mamă, ce berbec mare. Omul i-a pus o tavă proaspătă făcută. Un berbec foarte mare. Pe care l-a avut 50-60 de kg. Poate chiar mai bine. Dacă nu greșesc eu. Ăla mare? Acum dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Dar oricum e un berbec mare, frumos. Deci dumneavoastră ziceți că ăla are câte 100 de kg. Berbec e... A, bine, acum eu nici nu mă pricep așa bine. Bă, ridică capul, tu, ce frumos, tu, frumos berbec. Da, mamă, ce frumos, îi pui pe el. Auzi-te la înălțime, da, că ăsta are de un metru. Da, lung, e lung, da, e lung. Și lână acum e pe el. Da, berbec. Și la ce preț? La, am dat să vă întreb. 6.000 de lei. 6.000 de lei, 60 de milioane, oameni buni, da, berbec. Am dat pe el, când o pun el, ca ăștia, 30 de milioane. Da. Am adus de la târgul. Da. No, cine are oi, preză. Da. Frumos berbec. Am eu nu mă pricep așa cu estimările, dar n-am mai care de vreo 60 de kg, dar dumneavoastră că... Dacă pia, l-am pus dimineață, doi oameni. Da. Doi bărbuți, deci eu cum mă vezi... Eu știu că... Am pus picioarele dinainte și apoi l-am ridicat cu față. Da, eu știu că așa că ăla am nic de acolo și eu am 3. Și o magnică care are vreo 30 de kg, dar are cu mult mai mult, dacă ziceți. Nu, eu spun că l-are peste 40, ăsta are la 50-50 de kg. Da. Miel mare. Da. Frumos. Eu le-am făcut baier sâmbătă. Abia l-am ridicat, știi că nu l-ai putea ridica de mult. Da. Un sac de da. Leu, putu-i mama, mă, el de-abia l-am ridicat. Da. Frumos, foarte frumos. Aveți vânzare bună, să dai Dumnezeu să-i vinde. Că-s fain, mai ales berbecul ăla. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru, omul care promovează Maramureșul. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați o abonare și un like, o distribuire, pentru că e gratis, nu vă costă nimic. Pe mine m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, numai bine, rău la nimeni. Doamne ajută la toată lumea! Nu-i mare lucru!